Cine ar fi pariat că Târgoviștea va marca peste 100 de puncte în sala Cati Sabo în vară ar fi fost considerat sărit de pe fix și ar fi fost luat în râs inclusiv de prietenii apropiați. La fel de adevărat este și faptul că nimeni nu și-ar fi pus la bătaie nici măcar un bănuț pe victoria celor de la Sepsi înainte de jocul de miercuri seară. Era evident pentru toată lumea că echipa ardeleană nu va avea nicio șansă în duelul contra basketbalistelor care au îngerunchiat deja cele mai bune trupe din sezonul 2010-2011, respectiv Icim Arad și Satu Mare. Totuși, succesul de miercuri a fost pe sufletul Cristinei Ciocan, care nu a uitat că despărțirea de Sepsi a fost una urâtă. Îmi pare rău, mi-ar pare rău pentru suporterii care sunt senzaționali acolo, după cum toată lumea știe, dar conducerea este deplorabilă și din cauza conducerii s-a ajuns la ce s-a ajuns la Sfântul Gheorghe, s-a ajuns ca echipa să piardă de la Rapid la 20 de puncte în Cupa României. Și de-aia îmi pare rău, pentru că încă mai au datorii la mine. De acum de ani. Și încă nu s-a rezolvat nimic? Și nu se va rezolva. Sunt sigură. Încă nu e ligă profesionistă și federația mi-a spus să rezolv... Civil. Da, de obicei așa. Să mă descurc cu clubul. Ai crezut să faci asta? Nu. Dar deja mă descurc cu Satu Mare. Nu mai întrebe și Sfântul Gheorghe. Jucat și până acum, bine. Fetele lui Florinini nu s-au luptat decât cu cronometrul în încercarea de a depăși în premieră pentru acest sezon pragul celor 100 de puncte marcate. Obiectivul stabilit ad hoc de târgoviștieni și a fost realizat cu mult înainte de a suna sirena finală și mai mult Ciocan și compania au stabilit recordul punctelor înscrise într-un joc în acest debut de sezon competițional. Mai mult, CS Municipal este prima echipă din divizia care a reușit să marcheze peste 100 de puncte în doar 40 de minute în primele runde ale campionatului. Dacă în jocul disputat la Arad doar 5 dintre basketbalistele târgoviștei au izbutit să-și treacă numele pe lista marcatoarelor, la Sfântul Gheorghe aproape toate fetele au aruncat și au înscris, Chrissy Givens fiind cea mai prolifică basketbalistă din lotul dâmbovițean cu 24 de puncte.